orice fel de sărbătoare, fără desert și mai ales fără de dulcele copilăriei la moldoveni. Colega noastră, Svetlana Naforniță, a provocat-o pe interpreta Mariana Mihailă să ne pregătească cușmalul Guguță. În reportajul ce urmează, vedeți rețeta pas cu pas. La mulți ani, la mulți ani, la... Am o cumătră iscusită în toate, o bucătăreasă de nota 10 și de la ea fur niște rețete pe care le știe ea cel mai bine, ușoare, se realizează rapid și foarte gustoase. Și pentru că sunt sărbătorile de iarnă și încă din copilărie, făcea mama acasă cușma lui Guguță la cuptor, cam o cumetriță, harnică foc și foarte grijulie. Ea a preparat aluatul de aseară, iar cu toate astea vreau să le spui gospodinelor cum l-ai făcut. Cu mare drag! Pentru început am amestecat cele 200 de grame de unt cu 100 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de smântână cu 10 grame de praf de copt, după care am încorporat și făină, am făcut o cocolașă și am dat-o la rece peste noapte, ca astăzi să ne iasă cea mai gustoasă și cea mai delicioasă prăjitură. Hai să ningă un pic așa cu făină! Lângă brad e fericirea la plura. Îi dăm forma cilindrică, după care vom crea un tubuleț. Așa. Pe care îl vom umple din abundență cu vișine. Cu amici de milioane, toată noaptea vom dansa până la final. Anul nou mai frumos să fie, să-l trăim toți în armonie. Anul nou ne aduce împreună, cu mult dor și cu voie bună. Anul nou vise împlinite. Urmează să dăm la cuptor cele 15 trubițe cu vișine, dar pe cât timp ne spune cumătra. Cuptorul nostru este deja încins la 180 de grade și le dăm la cuptor pentru 20 de minute. Este foarte important ca tuburile cu vișină să se răcească. Cât timp ar fi suficient? Le vom da la rece pentru aproximativ 2-3 ore, iar între timp vom prepara crema noastră din smântână și zahăr. Și apoi cu tuburile rece deja le vom unge. Ca să ne iasă un produs frumos și gustos! La mulți ani, la mulți ani, pentru toată lumea, la mulți ani! Anul nou mai frumos să fie, să-l trăim toți în armonie. Anul nou ne aduce împreună cu mult. Pe bună dreptate, cușma lui Guguță este desertul caracteristic sărbătorilor de iarnă. Zic că ne-a ieșit de minune și sper să fiți inspirate și voi să-l gătiți. Să aveți sărbători luminoase cu cei dragi alături. Să fie pace în țară, pace în sufletele noastre, pace pretutindeni, dragoste, armonie și să începeți diminețile cu un desert atât de gustos precum ne-a ieșit nouă. Să fiți fericiți, iubiți, alături de cei dragi. Pace și liniște vă dorim! Ești ca o magie, să ne aduci numai